venim cu altă filmare. Vedeți aici pe partea de altă șantă asta. Tot pentru baze, am ca sigur. Am zis să dau o tură până la Tekirghiol. Bateria de la tahometru, termometru și ce mai e registrat el pe acolo, nu știu câte grade sunt. Sub 10 oricum. Pe arătură pe aici, și mai liniște. Nu mai înjură nici șoferii. Dar nu pot să merg decât pe contrasens pe stradă. O fac pe distanțe scurte. Ca să văd eu ce vine, că așa dacă merg pe sensul normal de mers și vine boul sau vaca, care e cu ochii în telefon și pe pizda măsii, se uită la filme pe YouTube în timp ce conduce. Nu vreau să mă trezesc aruncat în șanț, fără să știu ce m-a lovit. Oricum evit să merg pe drumuri județene, naționale, de astea cu trafic intens, n-ai cu cine. Mai cu cine? Am văzut. Și mai ales în ultima vreme, toți handicapații la volan. Toți nesimțiții, toți, știu eu, boșorogii sau depresivi sau... De fac niște manevre de se vede clar că lor nu mai pasă dacă trăiește sau nu, dar te-ar lua și pe tine cu el dacă ar putea. Și ca să nu cumva să aveți impresia că poate mănânc și eu căcat și îmi dau părerea din ce nu știu, de pe la 12 ani m-am dat prima oară cu Mobra, taică-miu. După aia, în adolescență, am avut scutere. În 2006 mi-am luat motocicletă de viteză. Avea 108 cai sau 110 ceva pe acolo. Triumph TT600 se numea. Mai puțin cunoscut. Am carnet de conducere categoria B de prin 96. Când am luat motocicleta de viteză, aveam deja 10 ani de experiență în trafic și m-am dus eu de nebun așa, de hobby, ca să fie ce-o fi. Și acum de curând, relativ, nu știu, 3 ani în urmă sau ceva de genul, am luat și categoria C de camion și D de autobuz.
Asta pentru ăștia care, na, vă simțiți lezați că aveți un simplu B acolo și mergeți cu telefonul la ureche, băgați-l la țincur. Și cu asta am încheiat. De fapt n-am încheiat. Merg cu mașina aproape zilnic. Am plecat din țară cu mașina de, nu mai țin minte, 5-6 ori am făcut Germania. N-am eu traseele unui samsar de mașini sau știu. Nu-s camionagiu de profesie, nu-s șofer. Da, oricum am ceva experiență. Și când văd ce se întâmplă pe șosele, bă băiatule, că nu știu oamenii să fac un sens giratoriu, bă. Bă, intri în sensul giratoriu, pentru ăștia care sunteți mai mici, poate n-aveți încă carnet, poate vă uitați la clip meu, clipurile mele, whatever, accidental, dați peste asta. Bă, în sensul giratoriu, banda pe care intri, pe banda aia ieși cum? Bă, dacă nu ești cu tirul, eu vorbesc acum de șoferul normal, de autoturism. Nu intri, bă, pe banda a doua, tai în banda a întâi și după aia te duci iar în banda a doua. Sau intri pe banda a doua în sens și când ieși, ieși între a întâia. Mă rog, să trecem. Că boi de ăștia, mai sunt youtuberi mari, cunoscuți, care încă se mai miră sau nu știu, poate o fac conștient de faza asta, de cât de prost se circulă. Și care, aba la început să zicem, se întâmplă o dată de două ori, dar după aia ai o experiență oarecare, ai, anticipezi traficul, te gândești, sau când mergi cu motocicleta, mi-a zis unul odată, bă, să mergi ca și cum ar vrea tot să te omoare. Cam așa trebuie să mergi. Deci după ce ai experiență și ai filmat o chestie, două, trei, pe cameră, că în trafic și știi, am observat că ei deja le forțează, adică eu îmi dau seama, bă, ăla urmează să facă o tâmpenie. În loc să-i lase distanță, se duce și o forțează acolo, forțează incidentul respectiv, bă, că nu mi-ai dat prioritate, bă, că... Da, mă rog. Dă bine la vizualizări, însă pe mine nu mă mai miră ce se întâmplă pe șosea. Eu de multe ori când văd un bou că face o prostie, nici nu mă mai enervez, râd. Sau... o anticipez. Dacă nu singur în mașină, sau chiar și singur. Ia să vezi ce face boul ăla. Ia să vezi cum o să ia sensul. Ia să vezi cum o să se bage. Ia să... Hai. De asta, revenind la ce vorbeam, nu-mi place să merg cu bicicleta pe unde sunt mașini. Că eu vreau să mă relaxez când merg cu bicicleta. Nu să mă trezesc pe la spital sau să mă cer cu lumea. Că cu boul n-ai ce să... Românul nu e ăla care să zică scuză, poate 1% din ei îi recunosc dușelile. Sunt oameni care nu știu nici măcar să meargă pe jos, pur și simplu. Vin aici în Techirghiol, că e pista asta de biciclete, și sunt bătrâni sau na, însoțitori la sanatoriu de oameni cu probleme de sănătate, cu copii cu probleme. Deci ei nu știu ce e aia pista de biciclete. Hai să zicem, mergi că nu e loc, nu vine nicio bicicletă și tralala. Când vine te ferești. Dar el mă vede că vin și se uită la mine ca boul la poarta nouă. Și nu știe cum se comporte și cum să meargă. Deci sunt oameni care pur și simplu, și mi s-a întâmplat să opresc și cu bicicleta și cu mașina, fără să-i înjur, fără să-i scuip, fără să... M-am mai văzut alții, deci era un nebun, ce flegmele dădea. Mă rog. Pur și simplu opresc lângă ei și întreb, nu vă spărați, știți să mergeți pe jos? Evident că, na. Uite, și acum. Deci nici măcar nu e o zi foarte aglomerată.
ce poți să îi zici? Asta e. Bun, și am ajuns aici în I Love Tucker Girl, unde lacul e foarte liniștit, surprinzător, pentru că bătea cam tare vântul în eforie. Și unde am vrut să ajung și eu cu bicicleta pe pontonul ăsta, că tot veneam cu Victor pe aici și ne plimbam înainte să se deschidă, deși era aproape, era aproape gata, dar nu era și deschis publicului. Să intru și eu cu bicicleta, sper că nu-i interzis. Și au făcut oamenii ponton și bravo lor. Ups. Da, astea sunt cam, nu sunt trepte. Probabil s-au gândit să fie accesibile și celor cu dizabilități, așa ca mine, psihice, nu? Dar mi se pare superbă apa. Deci eu n-am văzut așa de liniștită, pentru că de obicei bate vântul ori stânga, ori dreapta, oricum o încrețește. N-am văzut așa de liniștită niciodată, sau foarte rar. Podiumul ăsta, nu știu pentru ce. A, gata, m-a prins podiumul pentru selfie. O mică piedică în calea uitării. Coșuri de gunoi. Bănci. Sper că e un lemn special ăsta. Aole, nu săriți, doamnă. Destul de firave astea, nu știu să pun piciorul, că mi s-a părut mie. Că pun piciorul pe scândură și mă trezesc în apă. Da, nu e. E ok. Și lămpile astea arată modern, așa. Stai să vedem dacă le vedeți. Cu LED, probabil, tehnologia. Dar fără panouri solare. Probabil sunt, sau sigur sunt. Ia uite, aici avem cuier în loc de lampă. Nu știu care e treaba cu el. Mă uit în jur și numai ăsta și mai unul pe partea cealaltă, unde să mă duc acum. Nu știu ce rol au. Poate pentru jardiniere sau ceva. Ăla și ăsta de aici. La ce ori folosi, nu știu. Să-și pună omul haina în cui când stă pe bancă, pentru steaguri, habar n-am. Ah, da. Găinațul dă pescăruși sau alte păsări marine. Cred că știu ce, pentru ce sunt cuierele alea. Dar încă nu s-a terminat amenajarea. Probabil acolo se puneau sperietorile pentru păsări, ca să nu mai vină să se găinățeze. O să închei de aici filmarea din Tucker Girl. Mi se pare super ce au făcut aici. Nu știu dacă se vede peste, se vede pe dedesubt.
Azi e relaxant, e ok. Nu miroase lacul și temperaturile sunt mai scăzute. Până data viitoare, numai bine!